O parte din problemele comune cu care ne confruntăm nu au fost rezolvate de administrația locală, unele de ani buni de zile și din lipsa de reacție a cetățenilor. Chiar dacă au fost aduse la cunoștința primarului și a consilierilor, uneori aleșii locali au alte priorități sau motive mai mult sau mai puțin întemeiate. Iată un exemplu concret. Joi, 18 februarie, este programată o ședință extraordinară cu două puncte pe ordinea de zi, la convocarea consilierilor din opoziție. Proiectele au fost inițiate de consilierul Sorin Olariu, dar, conform rapoartelor de specialitate întocmite de funcționarii publici din subordinea primarului, ele vor fi cel mai probabil respinse la vot, chiar dacă subiectele sunt de maxim interes public. Primul dintre ele este cel cu privire la înființarea unui traseu pentru transportul public local, care să facă legătura între zonele Deal, Vale, Kaufland, Vatră, Fântânele. Autobuzul ar urma să circule permanent pe acest traseu în timpul zilei, iar prețul biletului să fie de câțiva lei. Inițiatorul a propus realizarea unui studiu de fezabilitate în acest sens, dar în raportul de specialitate întocmit de funcționare ai primăriei se arată că ar fi deja o alternativă, și anume implementarea planului de mobilitate urbană. Altfel spus, proiectul ar urma să fie respins, iar subiectul să fie pus din nou în discuție după luni sau ani de zile. Asta deoarece deocamdată se lucrează la documentația pentru scoaterea la licitație a realizării planului de mobilitate urbană din fonduri europene. Așadar, dacă ar fi mai mult interes, administrația locală împreună cu operatorul local de transport public ar putea organiza și da în folosință mult mai repede traseul care să facă legătura între zonele Deal, Vale, Kaufland, Vatra, Fântânele, pentru a veni mai ales în sprijinul persoanelor în vârstă, care se deplasează mai greu. Proiectul privind aprobarea finanțării unui studiu de fezabilitate în vederea finanțării unui traseu urban prin curse regulate pe teritoriul municipiului Pașcani. Aici doresc ca din acest studiu de fezabilitate să reiasă un traseu urban, în sensul că lăsăm la o parte suburbiile, pentru că ele au trasee, da? Sunt patru trasee, avem Sodomeni, Boșteni, Blăgești, Gâștești și Lunca. Ei, acum avem în interiorul, hai să zicem, orașului, da? În afara suburbiilor. Și în proiect am cuprins acolo cartierul Vatra, cartierul Fântânele, avem zona aerodrom, zona de blocuri din Vale, zona de blocuri din Deal. Studiul de fezabilitate ne va da zona industrială de la Costa Rom, zona comercială de la Kaufland, și studiul de fezabilitate ar trebui să ne dă un traseu pe care ar trebui să circule un autobuz, două funcție de ce ne va da studiul de fezabilitate pentru acest traseu urban. Cel de-al doilea proiect propus de același consilier local are ca scop transportarea gratuită a elevilor de la școala Iordache Cantacuzino la școala Ion Creangă din cartierul Fântânele, acolo unde a fost relocată o parte din activitatea școlii, după ce clădirea a intrat în renovare, iar costurile să fie suportate de la bugetul local. În momentul de față sunt 7 clase de elevi de la pregătitoare la a patra și alte 3 clase de a opta care încep cursurile la ora 8. Nu toți copiii sunt aduși și preluați de la școală de părinți. Unii fac naveta pe jos câțiva kilometri, chiar dacă este frig afară și aglomerat pe străzi. Proiectul numărul 2 este privitor la aprobarea finanțării transportului elevilor prin curse regulate pe perioada reabilitării școlii Iordache Cantacuzino, de la școala gimnazială Iordache Cantacuzino până la școala Ion Creangă și retur. Știți prea bine, școala gimnazială Iordache Cantacuzino a intrat în reabilitare, va dura destul de mult, eu cred că va dura un an, după părerea mea, și astfel, pentru a echilibra un pic traficul din zona Dragoș Vodă și în fața școlii, acolo e un dezastru, cel puțin dimineața la amiază și chiar seara când copiii pleacă vin de la școală, avem nevoie, și iarăși este distanța foarte mare, pentru că avem copiii care stau, să spunem, stă în zona Vatra. Până la școală făcea 5 minute, 3 minute.
Astăzi, dacă trebuie să meargă în zona Fontanelei, deja discutăm de kilometri, da? Și acest proiect a primit un raport nefavorabil din partea serviciilor de specialitate din subordinea primarului. În documente se arată că finanțarea ar trebui asigurată de guvern prin gratuitatea acordată elevilor pe transportul public local. De asemenea, pentru transportarea elevilor ar fi nevoie mai întâi de o situație a solicitării părinților referitor la necesitatea introducerii acestui traseu, se arată în raportul semnat de șeful compartimentului juridic Marius Ionuț Vlad și de șeful compartimentului de monitorizare a serviciilor de transport, Eugen Turcu. Reprezentanții primăriei au transmis că nu comentează proiectele de hotărâre. Totuși, operatorul local de transport public analizează deja posibilitatea înființării unui traseu între zonele Deal, Vale, Caufland-Vatra și până la stația de alimentare cu combustibil din Fântânele, care să asigure și transportul elevilor la școală. Un exemplu în acest sens este comuna Tătăruș. Primăria asigură cetățenilor, dar și elevilor, transportul în comun între cele 5 sate încă de anul trecut, cu 2 minibuze. Menționăm că pentru a sprijini cele 2 proiecte, dacă considerați că este cazul, trebuie să trimiteți o solicitare pe pagina de Facebook sau pe adresa de e-mail a primăriei sau postați un comentariu la acest articol pe paginile BIT TV.